Potrivit surselor intermedia, cardurile pentru plata facturilor la energie nu vor mai fi alimentate în acest an, deoarece linia de finanțare europeană nu mai este disponibilă. Ajutorul a fost acordat anul trecut în două tranșe din fonduri europene, a însumat 1400 de lei și a sprijinit persoanele cu pensii mici în achitarea facturilor de încălzire. Anul acesta, singura formă sigură de ajutor va fi prin primării, în baza legii 226 pe 2020 cu o valoare maximă de 500 de lei. Pentru acestea, pensionarii vor trebui să depună cereri la Direcția de Asistență Socială. Totuși, sursele noastre confirmă că autoritățile caută să mai ofere un ajutor de încălzire finanțat din bugetul național.